ziua, bună ziua tuturor! Am revenit bine și în același timp ce mi-e fric, ca să înțelegeți. Prieteni, vă mulțumesc pentru tot, pentru toate comentariile voastre, vă mulțumesc din suflet. Azi, după cum se vede, v-am transmis eu acolo ceva, că vă iubesc mult, mult. Prieteni, ce să zice, altceva nu mai zice nimic, doar când o fi caz, atunci vorbim. Atunci, nu trebuie să vorbim, că am rămân aici. Atunci, când e ziua. Ferii de vasă. Și vorbim bătut la fața lui Gură. Știți că nu a mințit niciodată, nu v-a mințit, v-a spus adevărul, n-a venit bine ascuns. Da, mai sunt și potoliți, un pic. După cum se vede, hai să lăsăm asta, pentru că acum nu vreau să băgă oalele mâncarea, povestea asta, iar ceva, asta e oalele. Ce să spun? N-am spus la voastre nimic, patroana a venit la București și a dus oale, tigăi de acolo, o grămadă. Nu am spus la nimic deocamdată, acum am spus. Și-a făcut o ciorbă, a pus tava acolo peste ea, a făcut niște ouă. La copii, dar copiii nu prea mănâncă așa orice, știți cum sunt copiii. Și că o să le facă și ea. Și-a făcut o mămăligă. Da, acum cred că s-a dus la bucătar. N-am mai putut să reziste, vă dați seama. Pentru că nu am mai făcut filmări acolo. Am văzut că voi, așa zic eu, să te supărați pe ea mai mult, că stă acolo. Ați văzut, după cu care a fost evacuată de acolo. Eu fac un mic de tocăniță la copii, am avut niște pulpe proaspete și am zis să le fac tocăniță. Acum îmi cer scuze că filmez așa acum și na, nu prea e ordine pentru că na. S-a dus ale să ia detergent nevastă ca să spălăm tăvile și caserole ce s-a adus de acolo și ce mai avem și de murdare pe aici. Să vă arăt tocăniță. Asta e o tocăniță care e fată acum. Cu ceapă, vezi, ceapă uscată și roșii și puțin bulion de la noi, de casă. N-am avut nici pastă de bulion și am zis că facem cu ce avem acum. Tocăniță le place cu mămăligă. Bineînțeles că folosim mămăliga lui Patoana acum. Tocănița. Am văzut multe comentarii de la voi. Ce să mai zic? Am văzut multe. Vă mulțumesc și atât. Vă mulțumesc din suflet tuturor. Pentru că nimeni n-a vorbit rău sau... Ați vorbit tot de bine, v-ați rugat întotdeauna pentru noi, să fim bine și vă mulțumesc. Chiar vă mulțumesc din suflet. Și acum toc ardei gras. Avem un pic de ardei gras, să fac tocănița. E ciorbă, dar și spun să-l copii că nu prea mănâncă orice, ci ciorbe și astea. Mănâncă ei așa, tocănița le place. N-am vrut să le mai prăjesc, pentru că s-au săturat de carne prăjită, pulce. Vedeți, m-am îmbrăcat și eu așa frumos. Dar ce vă credeți? M-am dus și am luat ăsta pe mine că e mai călduros, pentru că nu puteam să stau. Nu că este fric doar în bucătărie acum. Este fric și afară și este și puțin în orat. Și este sâmbătă, ar trebui să fie frumos și mai ales și mâine, duminică. Asta e. Dacă așa se întâmplă cu vremea asta... Deocamdată suntem bine. Sunt bine. Ce să zic aici? Chiar dacă gătește patroana, eu trebuie să gătesc din nou la copii, ceea ce vor ei. Pentru că nu e așa. Copiii nu mănâncă așa. Copiii este și mai întreabă cam ce vor. Noi neapărat să le băgăm pe cât forța ce este. Ajuns și patroana seară, prieteni, târziu cum am ajuns eu la aceeași oră, dar nu m-am dus să iau de la gară, pentru că nici nu m-a sunat. Vă spun adevărul. Ea nu m-a sunat nimica și... S-a descurcat, nu știu, a venit cu Luci, cu Ion, nu știu cine i-a luat de la gară.
că nici eu nu mă puteam să merg la gară cu ea. Dar ei nu m-au sunat. Și eram și puțin, să zicem adevărat, eram foarte supărată că am fost, unii au fost cu Alin și... Na, eram și eu puțin întoarsă că... Nu prea mi-arsă cu noi, să zicem. Alex, păcăriță știu că-ți place. Da. Da? Și eu știu, da. Și tu știi? Bravo, să nu știu prietenii mei cei tăi. Zici, dar... când faci tu filmare cu jocul care ți l-ai luat? Azi? Azi? Da. Faci sigur? Ia zi la prietenii și fericii mi-ai luat. Da. Te pare ce fericit. Pentru că și-am luat acel joc ce e. Cum îl cheamă? Nintendo. Nintendo? Mm-hmm. Eu nu știu să-i spun. Așa e. Nintendo. Să te gândești pe viață. Așa e omul când îmbătrânește. Nu știu ceea ce știe copiii. Copiii știe mai multe, mai multe. Nu mai spun din aici ce o să fac mai târziu. Pentru că deocamdată suntem acasă, liniștiți, acum am văzut multe comentarii că gata, că merg. Nu e așa. Și aș vrea să fac ceva, ceva dulce. Pentru că Leonardo îi place checul foarte mult, mănâncă câte un întreg. Nu știu acum, eu știu, până termin aici, până scot și o vasă, le dau tocăniță. Dar cred că fac, pentru că am tot ce trebuie, am făină, am esență, am tot ce trebuie. Nu trebuie să mă duc să cumpăr nimic. Pentru că eu mai luasem și de Paști și mai aveam și mai înainte ceva și nu are rost să mai cumpăr. Le am aceia toate. Facem și acum, facem și mai săptămâna care vine, să fim sănătoși. Păi eu aveam pătrunjel, dar mai adusă și patron așa, forțat ăsta și nici nu e loc în el. Trebuie să-l scot, să pun un vas mai mare să stea. A băgat în el un borcan, aveam și o viață, dar nici așa exagerat. Eu am luat așa ca să nu se strică, dar pot să-i otoc. Să bag la un cutiuță de la de margarină. Credeți că ține? Ține și multă. E prea multă. Și nu ține, am văzut cu... Dacă stă un timp, să o duce. O să o toc. Am văzut că Neamișu nu mai vine la mine. Gata, ne-a lăsat Neamișu, ne-a părăsit. Neamișu nu mai vine la mine, gata. A plecat. Caut eu capacul cu oare, să fac un aranjez aici, apoi mă apuc să mai fac și aia ceva dulce. Ei, a făcut și ea repede, cum ce să fie. Nu prea m-a învățat-o cu boalele, cu aragazul ăsta, cu... Dădați-mă că nu e obișnuită, după un timp. S-a învățat acolo. Nu mai mi-am pus orice. Sunt zăpăcit acum, sunt așa. N-am mai avut gând de șos când m-am apucat aceea. Asta e, ce așa mă interes că acum m-am pus mai fac treabă. Nu este cald frumos să stăm de drag afară. Să stau fric, tot mor. Nu știu de ce, mamă, cât a este aici. Borcanul ăsta, peste mă, să le plin. Hai că revenim cu tocănița. Am făcut tocănița și după care am zis să o pun în acel vast, așa că e frumos el. Iar lui patron a adus de acolo, tăilou. Nu este folosit deloc. Să puneți aici. Nu am vrut să fac multe. Pentru că nu vreau, vreau să fac puțin și bun. Și cât servim, nu mai să rămână. Am pus verdeață cam multă, dar fac să fie bine așa.
Să fie tot canapele. A ieșit o tocană bună, bună, de pui. Foarte bine, cum arată. Eu fac ciciri, nu fac mai mult să rămână salon sau... Am mai făcut și ciori, n-ați văzut, am mai făcut și de alea, da. Am dus la copii, ei mănâncă în camera acum. Le-am dus pe țavă, nu mai ia să facă că le-i frig. Este cam frig, da? Dacă stăm așa, îmi ghiță mai rău. Și le-am dus lor acolo, mănânc și eu și m-am pus să spun vasele prieteni și o să revenim cu mai multe, multe detalii. Avem multe cu voi. Câinii ăștia mi-au scos tot pământul. În fiecare zi fac același lucru. Pentru că așa sunt ei. Nu prea sunt cuminți. Și nici n-aș mai chema așa pe Neamișu pentru că nu fac cu Neamișu. Pe aceea deocamdată mături eu pe aceea, adun pământul. Așa mi-a făcut aici așa, am spălat pe jos, am murdat, trebuie să florile, am șers praful, pentru că a venit patroana, că a venit, nu de-a trebuia că s-a bătut vântul și era vulpra pe aici. Este înurat. Nu mai ploaia, cred că s-a pus ieri ploaia. Eu așa cred. Revenim mai târziu, mai bine. Nu prea am dormit aseară. Să vede, nu băi, am avut somn, eram așa. Prieteni, vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută, o sâmbătă frumoasă la toată lumea și să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate și fericire tuturor. Și vă mulțumesc din suflet. Să vă ajută Dumnezeu. Pa, pa!